Îmbătrânirea este un proces fiziologic care trebuie să-l primim și să-l conștientizăm. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți la canal Frumusețe Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Vreau să vă povestesc, vreau să facem așa o totalizare despre ce procese au loc de îmbătrânire, fiindcă noi am venit aici pe pământ, avem o misie a noastră, dar totodată să îmbătrânim, totodată să ne înălțăm, să ne ancorăm și să conștientizăm procesul de îmbătrânire. Desigur că cele mai multe schimbări sunt cu pielea. Cele mai multe schimbări au loc cu pielea, fiindcă îmbătrânesc toate organele, și inima, și rinichii, și stomacul, și ficatul, și cavitatea bucală chiar, începând de sigur că noi am venit aici pe pământ să îmbătrânim, să ne maturizăm, să ne ancorăm, să ne facem misia și să ne îndeplinim misia noastră universală. Cea mai mare problemă atunci când cu vârsta noi vedem că îmbătrânim, toate semnele care apar în fața ochilor, care se văd cu ochiul. Și desigur că cine mai mult suferă? Pielea. Dar să vedem ce schimbări fiziologice se petrec cu pielea, fiindcă îmbătrânesc toate organele, și rinichii, și pielea, și ficatul, și stomacul, toate organele sunt un proces de îmbătrânire, de oxidare. Dar trebuie să primim, trebuie să acceptăm această vârstă și să facem ceva, să ne simțim bine. Cu vârsta noi se încetinesc procesele metabolice în piele, colagena și elastina scade, apar riduri, pielea se usucă și cel mai important este ca la timp să ne încadrăm în programul antirid, chiar până după 25, de la 20 de ani, să prevenim programul antirid de la 20 de ani ca prevenție, hidratare, antioxidanți, iar după 35 de ani includem programul anti-age complet. Soarele este cel mai dăunător, soarele care ne aduce alte schimbări fiziologice, pigmentarea, pietele brune, astea tot sunt schimbări cu vârsta. Și odată ce rutina de îngrijire, protecție, hrănire, hidratare pielii, și, desigur, toate măsculițele care eu vă le recomand, toate procedurile care vi le recomand pentru înnoirea pielii, ca peelingurile, medicina estetică. Acum sunt foarte multe metode de a preveni îmbătrânirea, de a ne menține. Și de ce doar să doriți să aplicați în practică. Alte Pietele brune care apar cu vârsta deranjează pe toți. Pietele brune pot să fie pe față, pe decolteu, pe spate, pe mâini și cauza este expunerea la soare, expunerea foarte îndelungată la soare. De aceea vă recomand să minimalizați expunerea la soare, să folosiți cremele de protecție, să folosiți fonurile de ten, BB cream, CC cream, care camuflează aceste piete. Iar în perioada rece, să introduceți tratamente active în îngrijire, înălbire, mezoterapie, peelinguri, măști, tratamente de înălbire, măsculițe la domiciliu. O să vă atașez toate măsculițele de înălbire în descriere. Puteți să le aplicați și vara măsculițele de înălbire. Toate măsculițele organice făcute acasă se pot folosi și în perioada verii. Este perioada când este sezonul fructelor și legumelor care noi putem să le aplicăm în practică. Dar des se întâlnesc persoane care au pigmentare la nivelul sutienului,
Asta e o problemă care ține de faptul ce fel de țesătură noi purtăm. Fiindcă o iritație la nivelul pieptului ne va maximaliza pigmentația. Acum, în perioada de vară, putem mai puțin să ne expunem la soare. Putem folosi cremele de autobronzante, putem folosi autobronzantul, putem să mascăm pietele cu BB cremă, cu CC cremă, cu un fond de ten, fiindcă fondul de ten acum se produce are și efect de hidratare, are și substanțe și ingrediente antioxidante. Folosiți în practică toate metodele care ne ajută să diminuăm și să camuflăm pietele brune, pigmentația. Cu vârsta, disfuncțiile hormonale aduc la dermatite seboreice. Chiar și la bărbați, nu e plăcut când vezi un păr neîngrijit, gras sau o transpirație și nu poți trece pe lângă ei. Desigur că sunt persoane care nu numai la față au dermatită seborică, dar și pe corp. Și de aceea este bine să mergeți la un endocrinolog, la un dermatolog. Papiloamele ne deranjează cu vârsta. Papiloamele de diferite culori. Alunițele de diferite culori, mai ca fenii, mai deschise, papiloame care cresc pe piciorușe. În cazul acesta vă recomand să mergeți la dermatolog. Doar dermatologul vă va ajuta să găsiți cauza și cum să rezolvați această problemă. Teleanghectaziile. Cu vârsta scade elasticitatea vaselor și vasele capilarele micuțe se sparg. Chiar și eu am pe corp câteva teleanghectazii, steluțe așa roșii, steluțe roșii. După o viroză m-am trezit cu aceste teleanghectazii, cu aceste steluțe. Dar nu mă deranjează și nu le facem nimic. Desigur, dacă nu este ceva mai serios din partea ficatului sau a rinichilor, fiindcă cu îmbătrânirea îmbătrânesc și toate organele, nu numai pielea, dar îmbătrânesc și inima îmbătrânește, și plămâii, și rinichii, și trebuie să ar fi bine să conștientizăm despre ce este vorba. Domnul Ion Rut mă întreabă cum să stimulăm metabolismul. Poate de genetică depinde. Da, genetica doar 20% depinde de genetică. Undeva 10% depinde de asistența medicală. Undeva 20% depinde de factorii externi, mai ales soarele, mai ales poluarea. Dar 50% de stilul de viață, de modul de viață, cum noi respectăm cele 8 principii ale sănătății, cum ne alimentăm, câtă apă bem, cât ne mișcăm. Mișcarea este cel mai bun simulator al metabolismului. Să ne mișcăm 10.000 de pași în zi, să gândim pozitiv, să evităm fumatul, sedentarismul, cafeaua, să evităm substanțele care ne excită, care irită și respectarea și a un mod de viață sănătos, un stil de viață sănătos, o gândire pozitivă, fiindcă cultul tinereții parcă ne face să ne gândim că bătrânețea este foarte complicată. Dar când suntem tineri, ne gândim că vom trăi veșnic și vom fi veșnic tineri, dar toți trec acest proces fiziologic. De aceea nu trebuie să tragem atenție la acest cult al tinereții. Dar cu vârsta trebuie să fim conștienți, să fim mai răbdători, să înțelegători, să ne concentrăm la ceea ce ne dorim. Să ne concentrăm la viața noastră, să ne concentrăm la pace, la lumină, să dorim doar binele. Eu vă iubesc și vă îmbrățișez. Să aveți sărbători frumoase, pline de lumină. La revedere! Vă aștept și la alte filmulețe!